Bine ați venit la știrile Transilvaniei. Discutăm astăzi cu Iuliu Winkler, eurodeputat, candidat al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România pentru Parlamentul European. Domnul Winkler este cel care deschide lista acestui partid la europarlamentare. Vă mulțumim pentru prezența în studioul electoral știrile Transilvaniei. Eu vă mulțumesc pentru invitație, îi salut cu respect pe cei care ne urmăresc și vă mulțumesc pentru ocazia de a formula câteva din obiectivele UDMR în fața alegătorilor. Domnule Winkler, pe pagina web special creată de UDMR pentru aceste alegeri, am văzut acolo o afirmație foarte puternică. Uniunea Europeană trebuie să se schimbe. Mi s-a părut foarte interesant. Și în manifestul ăsta electoral al UDMR se vorbește mult despre asta. Haideți să le spunem celor care ne privesc ce înțelegeți prin această schimbare. Cum ar trebui să se schimbe? Ce propunere are UDMR? Eu cred că propunerile noastre provin din situația socială în care ne aflăm. Provin din contextul general și starea în care se află opinia publică în general în România, dar și în Europa. Conform Eurostat, ultimului eurobarometru, 63% dintre alegători, dintre cetățenii Uniunii Europene, nu susțin direcția actualei Comisii Europene. Nu sunt mulțumiți cu ceea ce face astăzi Comisia Europeană. Acum, sigur, eu nu candidez pentru Comisie, candidez pentru Parlamentul European, însă noua Comisie Europeană, noul conducător al Comisiei Europene și noi comisari europeni propuși de guvernele naționale vor veni în fața votului Parlamentului European. Ei vor fi audiați exact ca miniștrii în România în fața Parlamentului, după care vor primi un vot de respingere sau de acceptare. Asta înseamnă că noi vom putea influența din Parlamentul European această schimbare din Uniunea Europeană de care este nevoie. Sigur că noi în Uniunea Democrată Maghiară din România nu întocmim obiectivele UDMR pe baza Eurostat, pe baza Eurobarometrului, ci le întocmim pe baza barometrului opiniei publice maghiare din România. Deci noi am întrebat oamenii, am vorbit cu ei și vedem nemulțumirea. Nemulțumirea, în primul rând, față de direcția către care se îndreaptă Uniunea Europeană, care, sub influența unui Parlament European cu o majoritate, așa cum a fost ea, extrem de verde și extrem de progresistă, se îndreaptă către o direcție neacceptată, nesusținută de către maghiarii din România, și anume în direcția întocmirii politicilor pe baza ideologiilor. Ideologiile sunt cele care au condus Parlamentul European. Noi spunem schimbare. Schimbarea însemnând pentru noi revenirea Uniunii Europene la valorile părinților fondatori. Politicile publice din Europa trebuie să fie făcute în slujba oamenilor și nu în slujba, sau, dați-mi voie să spun, realitatea, nu în solda ideologiilor. Deci oamenii sunt cei care sunt în centrul politicilor publice și oamenii trebuie să revină, pentru că astăzi nu prea li se pare maghiarilor din România, nici românilor din România, nici maghiarilor din Ungaria sau polonezilor, nu li se prea pare că ei ar fi în centrul preocupărilor Uniunii Europene. Este o direcție greșită. Viteza cu care mergem în reformele Uniunii Europene imprimate în domeniul economic, în domeniul agricol și așa mai departe, este o viteză prea mare, se merge prea repede și depășim pragul de suportabilitate, iar deciziile acestea care sunt luate, evident, sub presiunea și a unor lobby-uri economice, haideți să fie foarte clar, și am exemple să vă dau, să iau un singur exemplu acum, mobilitatea electrică. Deci noi am și uitat care a fost obiectivul în urmă cu 3-4 ani de zile. Obiectivul era reducerea emisiilor în domeniul transportului. Și cineva a spus, se face treaba asta prin mobilitatea electrică. Păi, iarăși spun ceea ce am mai spus într-o discuție cu dumneavoastră. Ăștia sunt băieți care nu au fost la ora de fizică. Pentru că în momentul în care spun reducerea emisiilor, aia nu trebuie să însemne emisii zero, ci trebuie să însemne emisii reduse. Avem tehnologia mașinii cu hidrogen pentru transportul mare în general, pentru că e vorba de transportul de marfă.
avem tehnologiile hibride super performante în acest moment. Nu, rupem aceste industrii și mergem pe mobilitate electrică. Ca să facem ce? Păi ca să nu facem un Green Deal european, ci să facem un Green Deal chinez. Pentru că, iată, chinezii sunt cei care au devenit cei mai performanți, care au materii prime pentru a face acumulatoare, baterii. Iar știți foarte bine, prețul unei mașini electrice este compus în procent de 30% din prețul bateriei. Deci iată o decizie ideologică, care nu este una neutră tehnologic și este una luată sub influența unor băieți deștepți. Că nu e doar România cea care are grupuri de băieți deștepți, sunt și băieți deștepți europeni. Credeam că doar România are așa ceva, dar uite că ne înșelăm amarnic. Domnule Winkler, conferința pentru viitorul Europei s-a încheiat cu un document politic votat de Parlamentul European, în care se propune nici mai mult, nici mai puțin decât renegocierea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene. Când se va putea face asta? Asta este o întrebare foarte bună și acum vreau să vă amintesc și să amintesc celor care ne urmăresc că Uniunea Europeană este bazată pe valori și interese. Noi nu suntem o piață comună, nu suntem doar un pact de comerț liber. Uniunea Europeană este Uniunea Valorilor și atunci este foarte important să avem mereu în față valorile europene. În momentul în care, pe baza dialogului de peste un an cu cetățenii, cu grupuri de diverse categorii sociale, cu organizații civile și așa mai departe, a venit și din partea cetățenilor această nevoie de schimbare. Sigur că schimbarea unii o vor într-o parte, ceilalți o vor în cealaltă parte, dar nemulțumirea este generală. Deci nevoia de schimbare este generală. Și atunci Parlamentul European a găsit un compromis, să spunem, între diversele dorințe, între diversele propuneri, dar acest compromis sigur că poate fi realizat într-un mod ideal prin un nou tratat al Uniunii Europene. Asta evident nu înseamnă niciodată că schimbăm totul, scriem de la zero, ci totdeauna Uniunea Europeană se dezvoltă în acest mod iterativ, un pas după celălalt. Când vine câte o criză, crizele în general au făcut bine Uniunii Europene în perspectivă istorică, pentru că i-au trezit pe politicieni, au trezit societățile, a fost nevoie de schimbare cu adevărat, pentru că altfel eram în pericol și atunci s-au schimbat și tratatele sau regula de bază din Uniunea Europeană. Acum, la întrebarea dumneavoastră, eu nu pot să dau niciun răspuns și nici nu cred că există vreo persoană sau vreun vizionar care poate să dea răspunsul. Domnule Andrei Nistor, stimată știrile Transilvaniei, în 4 ani se schimbă tratatele, sau în 7 ani, sau în 9 ani. Nu știm. Dar cert este că noi trebuie să avem acest subiect pe masă, iar ca partide din România, eu sigur că nu e treaba mea să fac propuneri PNL-ului, PSD-ului sau celorlalți, dar noi UDMR dorim mereu să fim pregătiți. Pentru că atunci când se va întâmpla, nu se va întâmpla cu un preaviz de 4 ani. Și situația politică ar putea să devină de așa natură încât să devină necesară schimbarea tratatelor. Uitați-vă la lucruri de genul războiului. Noi ne-am cam adormit singuri că suntem specialiști în treaba aceasta. Războiul din Ucraina a început în 2014. Alții spun chiar din 2008, dar în 2014 categoric atunci când Ucraina a anexat peninsula Crimea, când Rusia a anexat peninsula Crimea. Dar tot globul, toată geopolitica a închis ochii. Și Europa a închis ochii, sperând că va fi bine de la sine. Și uite că nu a fost. Lărgirea Uniunii Europene este iarăși un deziderat, o linie, o prioritate care ar putea până la urmă să impună schimbarea tratatelor, pentru că dacă Republica Moldova sau Serbia, statele din Balcanii de Vest, sunt state mici, sunt economii mici, păi tot ceea ce poate să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană, de fapt, se oprește în România. Putem noi să consumăm toate produsele lor, să mâncăm toate prunele, să bem tot coniacul sau vinul moldovenesc și să consumăm ouăle, puii și produsele agricole timp de 10 ani de zile, fără probleme. Dar când vorbești despre Ucraina, situația se schimbă. Și atunci s-ar putea ca o economie de dimensiuni atât de mari să
nu poate fi absorbită în Uniunea Europeană decât printr-o schimbare a regulii, schimbarea politicii agricole comune, schimbarea politicii de dezvoltare regională, care până la urmă să însemne și schimbarea tratatelor de bază ale Uniunii Europene. Ok, nu vă puteți pronunța asupra unei date certe când se vor schimba aceste documente care ghidează până la urmă politica Uniunii Europene. Dar eu totuși insist să vă pun în rolul mamei Omida și v-aș întreba cât se poate de direct, când credeți, pentru că ați pomenit adineauri, când credeți că o să devină membre ale Uniunii Europene Ucraina și Republica Moldova? Deci, haideți să ne, ca să te uiți în viitor, trebuie să cunoști trecutul. Da? Hai să vedem cât a durat procesul de preaderare în cazul României. O economie... Prea mult. Nu. Unii spun că prea puțin. Eu spun că exact cât a trebuit. Pentru că eu spun că noi în 2007 am luat ultimul tren. Pentru România, ultimul tren. Singura țară care a venit după noi este Croația. Croația, care este o țară mult mai mică decât România, 4 milioane de locuitori, este o economie care este aproape 100% integrată cu economia Germaniei. Proprietatea în Croația aparține în foarte mare măsură și economic și în ceea ce privește imobiliarul, aparține Germaniei sau nemților. Și atunci asta este o altă poveste. Deci Croația nu poate fi nici într-un caz referință pentru România. Deci noi am prins ultimul tren și l-am prins exact când trebuie. Eu am combătut și pe cei care spuneau că am aderat prea devreme, că nu am fost pregătiți, dar vă combat și pe dumneavoastră care spuneți că am aderat prea târziu, dacă îmi permiteți treaba aceasta. Am aderat exact atunci când a trebuit, când condițiile economice și politice s-au întâlnit pentru aderarea României. Acum, când? Eu cred că Republica Moldova ar putea să adere mult mai repede decât Ucraina, din punct de vedere al condițiilor stricte ale celor 33 de dosare de aderare, dacă conducerea pro-europeană din Republica Moldova se păstrează la putere. Pentru că dacă se schimbă conducerea, dacă vine iarăși cineva care este cu ochii și cu inima la Kremlin, atunci sigur lucrurile se schimbă. Dar uitându-ne politic la faptul că, de fapt, situația din Ucraina a deschis acest proces al invitării Ucrainei, Republicii Moldova și apoi al Georgiei în procesul de preaderare, atunci ne dăm seama că politic probabil că este imposibil să adere Moldova înainte de Ucraina. Deci acum Republica Moldova a prins vântul favorabil al începutului de proces. Probabil peste 8 ani sau 7 ani Moldova va spune: noi suntem pregătiți, vă rog să ne primiți. Și atunci va veni și refluxul situației politice, în care Uniunea Europeană nu va putea spune, noi politicienii putem să spunem, că domnilor, dragi prieteni de la Chișinău, nu putem înainte de Ucraina. Iar Ucraina este o situație foarte grea. Președintele Zelenski a inventat o sintagmă care nu există în tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, și anume sintagma aderare accelerată. Nu există aderare accelerată. Această sintagmă nu este scrisă niciunde în tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă că toate statele trebuie să treacă prin toate cele 33 de dosare, trebuie să execute toate reformele pe care și România și ceilalți le-au executat, și apoi, când sunt pregătite, atunci trebuie să treacă de acceptarea tuturor celor 27 de membri actuali ai Uniunii Europene. Sau câți vor fi atunci când Ucraina se va înfățișa pentru acest lucru. Când se poate întâmpla asta, chiar nu pot să vă spun. Dacă spun destul de liniștit ca economist că dacă politica merge bine la Chișinău, Moldova poate adera în 6-7 ani fără probleme, dacă nu va fi război, dacă nu se întâmplă ceva în Transnistria. Cu Ucraina este mult mai greu și aici este un argument pentru schimbarea tratatelor, pentru a putea absorbi o țară de dimensiunile economice ale Ucrainei. Nu vorbesc despre faptul că eu aș putea să vă răspund printr-o altă întrebare. Dacă îmi spuneți când se termină războiul, domnule Nistor, vă spun și eu când aderă Ucraina la Uniunea Europeană. Un răspuns excelent. Încheiem emisiunea de astăzi cu această întrebare. Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc succes în alegerile europene. Mulțumesc.